Un gorjan este cercetat penal într-un dosar de furt după ce reprezentanții unei societăți de distribuție a energiei electrice au descoperit instalații clandestine prin care se branșase ilegal. La data de 18 martie anul curent, polițiști din cazul secției 5 Poliție Rurală Rovinare au fost sesizați telefonic de către reprezentantul unei societăți de distribuție a energiei electrice cu privire la faptul că au identificat un bărbat de 41 de ani din comuna Negomir care ar sustrage energie electrică prin executarea unor instalații clandestine fără a fi contorizat consumul de energie electrică prejudiciul fiind în curs de estimare. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt de energie electrică.